Eu vreau să-l critic aici la educaționism. El zice, domnule, educaționism e greșit pentru că nu ajunge să... De cum era chestia, l-ai convins pe Nixon, un președinte american citește libertarian, gata, îmi dau demisia, m-a convins cu libertarianism. El zice, nu, ăștia sunt motivați de bani, au și alte interese, deci nu... Au interese mari acolo de... și foarte puțin sunt receptivi la mesajul libertarian. Da. Păi și ce aș El putea? spune că tot e o problemă și de putere, nu doar de educație. Deci ăsta e argumentul lui împotriva educaționismului. Ei au și alte interese, prin urmare nu sunt receptivi. Păi da, educaționismul e să-i dizlogi din afară, nu că te infiltrezi tu pe acolo. Deci ăla poate avea oricât de interese, dacă ai 80% din populație sunt libertarieni, nu mai... a terminat cu ei, deci... Da, problema este asta, că trebuie, dacă vrei într-adevăr să-i disloci, și mă refer aici la masa populară, adică să ajungi să duci libertarianismul la 90-80%, păi ăia trebuie să, la ei trebuie să ajungi cu alte argumente decât cele economice, nu? Pentru Da, că e marea tot majoritate educație. pentru Da, e care... tot Da, educație. da, El gândește argumentul da, da. ăsta cu puterea ca și cum ar fi o chestie anti-educație. Că uite, nu ajunge educația în anumite contexte. Ok, dar nu ai nevoie de contextele alea. Măcar să meargă educația în celelalte, știi? Îi gonești pe aia din exterior. Deci aș pune și problema. Adică e suficientă educația, asta vreau să zic. El îți dă impresia că, domne, ce ne facem? 100% din populație libertariană și nu putem. Avem un dictator care... Da, Nu ne lasă, nu? mai sunt lucrurile pe care el le scoate aici în vedere, că nu e singurul care face educație. Adică și pe tărâmul educației, tu te lupți cu diferite curente care ți se opun. Că nu e nu e o întâmplare că lumea a ajuns socialist acum.